Trei Dagna sau Căsuța din Scoică. Poveste adaptată după povestea populară Căsuța din Oală. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată o mare întinsă și foarte adâncă. Marea era când liniștită, când învolburată. În adâncurile ei fârfoteau multe vietăți și era o liniște... În povestea mea sunt și câteva animale care vorbesc. Undeva, în adâncul mării, stătea o scoică mare care se numea Tridagna. Unii o cunoșteau, alții nu. Și era scoica asta foarte frumos colorată și, cum spuneam, era mare, mare, cât un butoi. Aricii de mare... Erau și ei pe acolo și priveau în toate părțile să vadă tot ce se întâmplă. Un căluț de mare, care se plimba, văzut Tridagna cea frumoasă și atât de mare, și o înconjură cercetându-o. Își zise în sinea lui, bună casă e asta, mare și frumos colorată, oare a cui este? Și numai ce se apropie de ușița ei mică și zise, casă căsuță! Cine stă aici? Dar nimeni nu-i răspunde, scoica nu vorbea. Se uită căluțul de mare în toate părțile, însă nu vede pe nimeni. Numai aricii de mare se uitau de departe, atenți să vadă ce se întâmplă. Și-și zise, iată, am să mă mut eu aici și am să stau singur și liniștit. Și-a intrat, s-a așezat în scoică bucuros, care căsuță. Trece pe acolo o steluță de mare, pășind când pe un picior, când pe celălalt. Ea o cunoștea pe Tridagna și zise, Tridagna, drăguță, cine locuiește aici? Și din interior scoase capul căluțul de mare. Eu, căluțul de mare, dar tu cine ești? Eu sunt steluța de mare, pot să locuiesc și eu împreună cu tine? Da, fino înăuntru și om trăi împreună. Și-a intrat în scoică steluța de mare. Acum înăuntru erau doi prieteni, căluțul de mare și steluța de mare. Și prin mare se plimba un țipar. Și numai ce vede și el, scoica cea mare, se oprește și întreabă. Căsuță, căsuță! Cine locuiește aici? Îi răspund din interiorul Tridagnei două glasuri. Suntem noi, căluțul de mare și steluța de mare, dar tu cine ești? Eu sunt țiparul, fugarul de prin mări și oceane. Nu mă lăsați și pe mine să stau cu voi înăuntru. Casa voastră e mare și e frumos colorată. Bine, țiparule! Vino înăuntru și om trăi împreună, că e loc destul. Și s-a mutat și țiparul în scoica cea mare. Acum în căsuță erau trei prieteni, căluțul de mare, steluța de mare și țiparul. Trece într-o zi pe lângă căsuța din scoică, jupânia sa, pisica de mare. Și când o vede așa de mare și frumoasă, întreabă și ea. Tridagna, drăguță, cine trăiește aici? Și numai ce se aud, trei glasuri dinăuntru. Noi trăim, căluțul de mare, steluța de mare și țiparul, dar tu cine ești? Eu sunt surioara voastră mai mare, pisica de mare, pentru mine n-o fi loc? Că vai de capul meu, am rămas fără casă. Da, este, intră și-i vedea că pentru cei buni e loc totdeauna. Mulțumesc, asta am așteptat și eu. Și s-a așezat pisica de mare în Tridagna. Acum erau în căsuța din scoică patru prieteni, căluțul de mare, steluța de mare, țiparul și pisica de mare, și trăiau fericiți împreună. După multe zile, nu știu de unde a apărut rechinul. Vede scoica cea mare
și și-a închipuit el că o fi cineva înăuntru. Și întreabă și el: „Casă căsuță, cine locuiește aici?” Și din interiorul scoicii se aud glasuri: „Eu, pisica de mare cu țiparul, steluța de mare și căluțul de mare, dar tu cine ești?” „Eu sunt un biet rechin, fără adăpost. Oare n-o fi chip să stau și eu cu voi? Că bună casă mai aveți, mare și frumoasă!” „Se poate, cum să nu? Ne-o mai înghesui cu toții și ți-o face loc și dumitale.” Și-a intrat rechinul în tridagna și au trăit împreună multe zile. Acum înăuntru erau 5 prieteni: căluțul de mare, steluța de mare, țiparul, pisica de mare și rechinul. Nu știu de unde a venit și caracatița. Și era mânioasă și ostenită caracatița asta, că umblase toată ziua după mâncare. Și cum a văzut scoica aceea atât de mare, nu și-a închipuit ea că e o căsuță cu oaspeți înăuntru. Și și-a așezat pe ea tentacolele ca să se odihnească puțin, strângând-o din toate părțile. Dar de cum și-a așezat tentacolele, scoica, boc, poc, pâr, plos, trosc, și s-a crăpat în bucăți. Și caracatița, ce-a făcut caracatița? S-a ales cu o sperietură bună și-a fugit, lăsând în urma ei un nor de culoare albastră. Și locuitorii tridagnei s-au speriat și au fugit care încotro au văzut și ei cu ochii. Ei, până și aricii de mare care erau mai departe și au văzut și au auzit totul, s-au speriat. Și m-am urcat și eu pe o stea și v-am spus povestea așa. Și m-am urcat pe o scoică veche și v-am spus-o la ureche. Adaptarea și lectura, Ioana Mariana Teuca.